Bună seara și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Business Up. Într-o lume în continuă schimbare, unde adaptabilitatea și inovația devin cheia succesului în orice domeniu, Republica Moldova își crește cu determinarea un loc pe harta globală a sectoarelor vitivinicol și turistic. Această călătorie nu ar fi fost posibilă fără eforturile unor profesioniști dedicați, printre aceștia fiind și Diana Lazar o prezență vitală în cadrul proiectelor dedicate din Moldova, MCP și RCRA, susținute de USAID Moldova. Cu un background în drept, economie și managementul industriei vinului și o experiență vastă atât pe plan local cât și internațional, Diana ocupă un rol cheie în promovarea dezvoltarea sectorului vitivinicol și turistic moldovenesc. Astăzi, alături de Diana, ne propunem să discutăm despre parcursul acestor sectoare vitale în ultimii ani, provocările întâmpinate, realizările notabile și, nu în ultimul rând, despre viziunile și strategiile de viitor. Vom explora împreună impactul proiectelor USAID, contribuția lor la economia națională și la îmbunătățirea imaginii Republicii Moldova pe plan internațional. Diana, te salut în studio Business Hub și îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația să discutăm astăzi despre două sectoare importante pentru Republica Moldova. Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu aici. Hai să începem cu o întrebare mai simplă. Ce te-a motivat să vii să ajuți la dezvoltarea acestor două sectoare, vitivinicol și turistic. Totul are un început, cum se spune, și fiecare istorie și are originea undeva. În cazul meu, originea a fost schimbarea, de fapt, a vectorului profesional din cel pur juridic într-unul mult mai vast. În care backgroundul juridic și are doar sursă de a determina anumite procese logice și raționale să se întâmple. După ce mi-am făcut masteratul, masterat profesional în domeniul gestionării afacerilor în sectorul vitivinicol în Bordeaux, în Franța, în Franța, patria vinului, Din am profesat ca și consultant pentru. Careva organizații interprofesionale din Franța și ele, în Cognac, în șampanie, în aceste regiuni destul de cunoscute. Și, la un moment dat, aceștia mi-au rugat să vin în Moldova să efectuez pentru ei câteva studii și analize. Aceasta m-a dus înapoi acasă în acel timp, iar de acolo. Am prins rădăcini și printre clienții de atunci în cadrul serviciilor de consultanță au apărut proiectele finanțate de USAID, inclusiv în domeniul vitivinicol. Și la un moment dat, deja am 17 ani de când colaborez cu aceste proiecte și Mulțumente. am 14 de când sunt angajată full-time în proiectele finanțate de USAID, de Suedia, de Marea Britanie, în speță pentru filierele vitivinicolă și turism. Cum a influențat experiența ta internațională ă, și studiile făcute peste hotare activitatea de aici din Republica Moldova? Cum te-a ajutat aspectul ăsta? M-a scos din cutie. Te-ai simțit ruptă așa de, de realitățile locale? Atunci da, deci m-a scos din cutiuță. Să spunem franc, noi în Moldova deseori suntem și încă în ciuda faptului că suntem mult mai deschiși, călătorim mult mai mult, comunicăm și online-ul este mult acum mai dezvoltat acum, adevărul este că 15 ani în urmă lucrurile nu erau chiar așa. Când am revenit, eu am înțeles de fapt că eu nu mă integrez cu acel nivel de percepție, viziune și mentalitate care era în Republica Moldova, implicit pe domeniul economiei în care eu interveneam și în aceste două sectoare pe care le-am menționat. Lucrurile s-au modificat de-a lungul anilor și noi ne-am modificat, desigur, ca și persoane, dar am simțit că pregătirea pe care ți-o dă o instruire peste hotare și chiar colaborarea cu unii unii, unii, clienți din afară îți dau un standard, un benchmark de referință că atunci când lucrezi pe plan local, de ce nu îl replici pentru clienții locali. De ce eu, inclusiv deseori și în calitatea de angajator undeva sau atunci când îmi căutam membrii din echipă, văd valoarea acestor experiențe în afară. Încurajez toți tinerii sau consultanții sau cei care lucrează în mediul de afaceri să încerce să iasă în afara țării noastre. Am întrebat. Bine că ai luat decizia să nu pleci, să rămâi aici și să contribuie la schimbările în, în aceste industrie. Vreau să întreb dacă ai face așa un top sau poate e doar un punct pentru tine, lecția sau lecțiile învățate pe parcursul acestor 17 ani în proiectele USAID. Cum le-ai definit sau care lecția sau lecțiile, dacă ai mai multe? Probabil că primul criteriu determinant în a realiza proiecte de impact transformaționale, așa cum cel puțin mă motivează pe mine să mă ocup exact. cu ceva care transformă și schimbă lucrurile în mai bine, într-un mod durabil și perpetu, ține de leadership. Iar acest leadership este mai mult decât o caracteristică a unor persoane Este de fapt un mediu, un ecosistem în care se pot motiva idei, procese și anumite sisteme să se pună în acțiune Al doilea moment probabil critic este exact această Uh, dorință de transformare și de modernizare. Uh, astăzi aceasta se mai numește mai larg inovare. Um... Totul, până la urmă, inovarea are la, la baza sa o, o, o evaluare a performanței, o măsurare a impactului și o strategie de, de durată. De Deci, asta probabil ar fi numărul 2. Și numărul 3 sunt resursele, iar aici resursele nu se, se referă doar la bani, se referă la resurse umane, expertiză, consultanță, în primul rând, probabil, oamenii, care în primul rând oamenii, probabil, după care ține de instrumentariu, de care dispui, prin ce programe, prin ce intervenții poți să-ți structurezi anumite proiecte pe care le realizezi. Ori în cazul proiectelor în care am activat și am colaborat cu cinci proiecte de-a lungul experienței mele, inclusiv și actualmente mă regăsesc în echipa uneia dintre acestea, pot să zic pe parcursul anilor acolo unde au avut loc reforme structurale, acolo s-au regăsit aceste trei Criterii despre care spuneam. Deci, leadership era cineva mai sus și mai în afara mea. Un vizionar. Care încuraja și viziunile celorlalți. Uh, exista neapărat această dorință de a face lucrurile mai bine, mai ieșit din cutiuță, nu doar pentru bifă și pentru rapoartele, oricum se scriu bine. A face Dar diferența. acum. A face diferența noi. și trei, am avut resurse și nu neapărat resursele trebuie să fie mari, ele trebuie să fie adaptate misiunii uh, cu care pornești drum. Am înțeles. Uite, te ai vorbit despre motivația transformărilor, da, sau a gândirea acestea transformaționale, da noi din ce observăm, foarte puține antreprenori, dacă vorbim despre de afaceri, încep o transformare intenționată. În mare parte suntem forțați de crize. Industria vinului încă nu s-a recuperat de după embargourile din 2006 încoace impuse de Rusia și acum încearcă tot felul de strategii. Industria turismului, hai să zicem așa, nu i s-a dat importanța potrivită și atunci ea a fost permanent pe cont propriu. Plus, a mai avut și pandemia care a afectat cam toate sectoarele de, din economia noastră. Vreau să întreb acum, după 17 ani, s-au schimbat obiectivele transformaționale pentru industria vitivinicolă și pentru industria turismului, că ele deja vin mână în mână, chiar dacă până acum, în afara specialiștilor și celor din domeniu, nimeni nu înțelegea lucrul ăsta că și turismul și vinul sunt, sunt legate și, de fapt, turismul vinicol e un produs pe care încercăm să-l promovăm. Deci, despre obiective, cum le vezi acum? Da. Le aveți citate, deci obiectivele întotdeauna sunt generate de un context și de o aspirație către care vrei să mergi. Eu aș face totuși o, o mică delimitare între aceste două, două industrie, pentru că industria turismului este o industrie bazată pe servicii, în care locul omului este... Mai critic și mai prezent, să zic așa, decât în industria vinului, industria vitivinicolă, unde aveam un produs de origine, deci agricolă, care se transformă și devine așa, și pe urmă devine un, un produs de brand. Deci, obiectivele strategice actualmente în industria vinului rămân a fi obiective de transformare. Aș vrea să revin la uh, constatarea ta spunând că industria vinului nu s-a recuperat după embargo. Eu cred că noi trebuie să lăsăm asta deoparte și nu există acest obiectiv de a recupera acea industrie până la embargo din 2006. Deci, uh, din 2005, pardon. Nu există asemenea uh, obiectiv. Obiectivul nostru este de a Dezvolta o industrie vitivinicolă competitivă, bazată pe un lanț valoric care pune în centrul acestuia o valoare adăugată, care hrănește toți actorii acestei filiere și care creează un aport considerabil pentru generațiile viitoare într-un sistem bazat pe niște valori, general acceptate și recunoscute. De ce? nici într-un aspect din aceste trei uh, părți ale obiectivului enunțat de mine, nu se regăsește situația de până la embargo, când noi aveam un model de business axat pe volum, uh, o dependență irațională de o destinație de export care nu valoriza produsul nostru și nu împărțea marginile comerciale, adausurile comerciale. Deci era doar o cu resursă sectorii. care se consuma da. și atât. Și era cunoscută originea, absolut. Republica Moldova. Și nu ta un cadru de valori care, de fapt, ne motivează pe noi și pe generațiile care vor veni să se continue să se ocupe cu această activitate care înseamnă producerea vinului și vânzarea lui. De deci, aceea, acum, obiectivele sunt anume de a crea un, o nouă industrie, într-un context uh, mondial conectat și care se uită într-un viitor uh, pentru ca să putem să fim durabili în toate acțiunile noastre. Uh, dacă este să vorbim despre turism pe cealaltă parte, de fapt, în, în sensul acestui sector. Uh, destul de complex, eu aș spune este unul poate din cele mai complexe pentru că dacă este să ne uităm chiar și la nivel de, de administrație publică centrală, practic turism, turismul se ocupă toate ministerile, da? Dacă nu este cazul celorlalte industriei. Te referi la faptul că toți cumva contribuie la și imaginea de țară, într-un fel? Infrastructura este un fel de uh, must-have, deci okay, fără infrastructură nu poți, dacă nu ai aeroport, dacă nu ai conexiuni internaționale, dacă nu ai vamă, dacă nu ai lumină și apă în sate uh, și așa mai departe. După care noi avem, desigur, această calitate a produsului turistic, care el se creează din mai multe elemente și după care noi avem elementul acesta de competență și parte de recunoaștere internațională și felul în care noi toți promovăm. Deci, pentru industria turismului, de fapt, criteriul transformațional despre care m întrebat ține de a dezvolta această industrie practic de la zero. Pentru că atunci când în 2013 uh, am început să ne ocupăm și ne-am uitat, am evaluat acest lanț valoric pentru Moldova, acesta de fapt era inexistent, cum spui tu. Deci, in inexistent nici nu era măcar profilat sub aspectul faptului că ne interesează turismul. Receptor. Deci exportul nostru de servic servicii și importul nostru de capital. Dar noi le puneam toate într-un coș împreună cu turismul emițător, acolo unde se... Era legat cu plecarea, plecarea cetățenilor noștri peste hotare de obicei, pentru că spuneam, dar, ce să vedem aici? Și chiar nu doar nu pentru vacanță, frumoasă, nu ne aducem aminte că s Nu avem mare, tot. nu avem munte, exact. Dar, mulțumim pandemiei. Pentru că în pandemie am redescoperit țara altfel, adică am văzut care sunt, cum ne spunem noi, acele diamante ascunse, bucătării, vinării, locații uitate de mulți, conacele părăsite și multe, multe am altele. Am descoperit foarte, mult, foarte multe assets, cum spun foarte multe uh, situri poten, cu potențial dar mult prea puțini deja care sunt gata pentru a face un produs complex. Știu că tu personal ai fost unul din ambasadorii, ne-am pornit aceste Asta campanii este. Am și tot ai a călătorit în lung și în, în lat Moldova uh, și undeva mulțumim pentru acest fapt. Uh, noi am lărgit baza noastră de ambasadori. Da, și, și apropo, InVold a venit științe. de la voi, a venit de la Agenție de Investiții pe atunci da. care a pornit această a campanie și a dat ideea ca lumea să călătorească, un... să exploreze. Ok, dacă suntem închiși aici, acasă, la noi, hai să vedem ce avem pe la noi, prin, prin colțuri. Și am descoperit o țară foarte, foarte frumoasă și experiențe foarte, foarte bune care se egalează cu cele de peste hotare sau poate chiar mai bune, mai calitative. Cum mai este important să împachetăm acest produs din nou sub un substrat de valoare și de compatibilitate cu dințele pieței globale. Desigur, turismul domestic va rămâne un baseline, va rămâne o sursă de venituri importantă care garantează o oarecare stabilitate și securitate a afacerilor. Dar, dar pentru dezvoltare noi nu putem să uh, existăm. Hotelele noastre, toți actorii acestei filiere turistice, lanț valoric, pensiunile, prestatorii de servicii, tur operatorii, uh, nu putem să existăm fără turismul receptor. De aceea, în mod strategic, anume, invitarea turiștilor străini pentru a consuma serviciile noastre de turism în Moldova, asta este piciul nostru de dezvoltare a industriei turismului. pe Totodată, printre de... ei, știm bine că Diaspăr. sunt foarte mulți concetățenii de ai noștri, dar și oameni de afaceri care vin aici să cunoască S -s. pentru prima dată Republica Moldova și văd printre atracții turistice și oportunități de afaceri, spre exemplu. Așa este și de, de, de altfel însă și imaginea de țară sau de brand de țară, cea care de fapt vine să fie o putere de atracție pentru investitori, este o, un, o bază pentru a promova exportul de toate produsele și serviciile noastre. Exact, pentru că dar străin gustă aici produsele da. locale, dar experiențele... și, celelalte. și a Turismul este de fapt un, un mecanism de a impulsiona și implicit atragerea investițiilor. Deci există și studii și metodologii care atunci când calculează această atractivitate a unui țări din perspectiva, iată, a exportului, a tragerii investițiilor uh, și a, Deci turismul este, de fapt, un component esențial. Ne mai vorbim despre imaginea de țară, care ne ajută și inclusiv în sens geopolitic. De aceea, uh, vreau să zic că noi Iată, 11 ani în urmă când lansam și de fapt am colaborat și cu tine în acele echipe transformaționale, prima dată ne-am apucat să dezvoltăm un brand de țară. A da, fost mă. pentru Wine of Moldova. A fost un proces lung, laborios și complicat. discuțiile verificatorilor. Nu prea aveau ei încredere în ceea ce le propuneam noi. Dar și cifrele arătau că asta este calea. Adică și s-a dezvoltat ar un să brand, un brand. Deci această capitalizare de imagine, ea trebuie să fie realizată de toți și pe urmă să servească pe toți. Aceasta este un brand de țară. Exact, și ea servește și ca un exemplu pentru alte industrie, bănoară, fructele noastre proaspete și alte sectoare care își doresc o expunere mai bună pe plan extern. Da, de Deci undeva am pilotat, Wine of Moldova a fost lansat exact 10 ani în urmă la Provine, deci noi am sărbătorit pe parcursul unui întreg an 10 ani de revoluție a vinului Moldovei, această revoluție este bine când lucrezi mai mulți ani în același sector pentru că poți să ieși la raport și poți să dai de fapt niște indicatori și poți să compari ce-a fost 10 ani, ce-am promis cu 10 da, ani în urmă și ce-am exact ce realizat. În, exact în, în al doilea val de embargouri din partea Rusiei, atât pe fructe cât și pe vinuri. exact, pe 10 13, septembrie. pe 14, da, măsuram atunci, țin minte, impactul primului embargo, dacă ne-a recuperat sau nu. Hai, rămânem un pic aici, pe zona vitivinicolă și vreau să întreb care sunt tendințele acum actuale în industria vinicolă, uh, vitivinicolă, pentru că uite, uh, alte sectoare care se dezvoltă, de exemplu serviciile sau IT-ul, bună mai nou, tot se compară cu vinurile. Uite, vedeta de cândva, uh, am întrecut -o de ori pe zona de export. C cum, uh, cum răspunzi tu la aceste comentarii și comparații? Mie îmi plac foarte mult aceste comparații, pentru că asta spune despre faptul că noi suntem un jalon, suntem un punct uh, de referință, uh. Uh, industria vinului, și foarte mult mă bucură. Inclusiv, uh, deseori, mă uit, da, cota noastră ca industrie vitivinicolă în PIB crește. De ce să ne bucurăm? Înseamnă că PIB-ul crește. Da? Exact, exact. Da, exact. Eu le-aș reaminti cât era pib în 2005. Și în 2005 și noi vorbeam de 360 de milioane de dolari, dar de fapt cu toate bonusurile și tot ce se întâmpla atunci era vorbeam despre jumătate de miliard și atunci când în 2014 am făcut acea analiză când calculam de fapt impactul acelor embargouri, primul și pe urmă cele subsecvente, implicit ultimul din 2013, noi l-am calculat la 500 de milioane de da, dolari. Dar era oricum aminti. o piață imensă. Pe era o piață imensă. Desigur de, de că dacă ar fi să ne uităm la aceste tendințe actuale, eu spuneam adineauri că noi construim sau transformăm acea industrie veche, de, de, de mentalitate veche, de inspirație sovietică și, de fapt, axată pe niște procese iraționale, nejustificate economic uneori, într-o industrie care trebuie să fie constituită din niște elemente să ne ducă în viitor. Noi suntem, după cum știi, ancorați la export și exportăm. 85-86% din ceea ce exact. producem. suntem sortiți, export. suntem sortiți exportului. Și atunci, noi nu putem să ne uităm la industria vitivinicol, să zicem ce se întâmplă pe intern. De fapt, noi trebuie să ne uităm pe, ex pe exter și să ne racordăm la ceea ce se întâmplă. Pe exter se întâmplă niște transformări deja de aproape un deceniu. Noi le cunoaștem și încercăm să le propagăm, inclusiv prin programele noastre și în parteneriatul nostru cu ONVV. Dar ceea ce vedem este o stagnare la nivelul produsului a nivelul consumului, chiar o descreștere vorbim, uh, vedem o schimbare a consumatorului, uh, deci avem un alt tip de consumator, un alt tipaj, uh, care vinul îl privește... Crescet la noua generație. Noua generație, vorbim despre și milenialii, care deja, să zic, au peste 30 de ani și da, sunt 40, de așa. Deja, uite că avem 20 de ani, adică exact Absolut. suntem la următorul schimb. Și vine generația Z, care este în jurul de 25-30 de ani acum, și de fapt ei sunt miza noastră de creștere. Și dacă este, să ne uităm în acest context global, care de fapt el se uh, suprimă, se, ce face? Noi și așa avem o concurență acerbă pe plan mondial în care noi jucăm, uh, mai ales că suntem într-o regiune care este regiunea numărul 1, deci aceste cinci state vitivinicole din Europa, ele de fapt produc uh, mai mult de 65% din tot produsul mondial de vinuri și dețin de fapt capacitatea de producere fiind și de cea mai mare piață, dacă așa să vorbim, piața Uniunii Europene. Totuși, deci noi trebuie să ne, să ne, să ne găsim locul, să ne facem locul, de fapt, undeva un pic mai agresiv, într-un fel sau un pic mai stimulat, inovativ, cum spune, mai inovativ, mai creativ. Inteligența artificială are loc în De aceea noi zătări, noi putem să ne difer să ne diferențiem doar prin aceasta ca să fim atractive acestor noi generații de consumatori. Pe lângă faptul că ai un produs de calitate la care am lucrat și care așa are atâtea medalii, trebuie să avem un preț care este în tendință cu piața. Trebuie să avem niște procese logistice care ne duc produsul nostru pe piață, acolo unde trebuie să-l... Este da, un produs fizic. De consumator. După ce avem asta și mai facem și marketingul, ne facem cunoscuți, trebuie să fim diferiți și trebuie să fim mult mai atractivi. În acest sens, am încercat întotdeauna sub umbrela Wine of Moldova să facem, de fapt, o școală de marketing și de comunicare pentru toată lumea din Moldova. Eu cred că nu o să greșesc dacă o să spun că sub aspectul marketingului internațional, totuși, industria vitivinicolă și vinul Moldovii rămâne, de fapt, produsul far și rămâne tema de referință pentru celelalte produse și servicii. De ce? Pentru că, iată, ne aduce aminte, Wine of Moldova lansat pe, pe plan internațional la Provine, șase ani în urmă, făceam primul stand absolut creat manual. Pentru că am prins ideea că atunci, în acel an, în 2017, fusese înscris în UNESCO scoarța covorului basarabean și am transpus această idee, oarecum din patrimoniu, din cultură, am transpus-o în industria vinului. Da, Era o sticlă stilizată. Vreodată, și am creat împreună am cu industria fashion primul stand țesut integral manual. Deci asta ne-a dat un motiv de comunicare diferit. Pe urmă au fost diverse campanii, de exemplu, virale cu Wine of Moldova Airport sau faptul că l-am avut și pe Brad Pitt am da, interconectat aminte, așa. De exemplu, în acest an, ce deci vrem, pe lângă faptul că ne facem temele pe acasă pentru marketing intelligence, am creat împreună cu, că ai menționat de artificial da, intelligence, exact dau din casă, cum se zice, dar se va întâmpla chiar în săptămâna aceasta, Moldova va ieși pe arena internațională la Provine, unde avem peste 35.000 de vizitatori, toți profesioniști din, din domeniul vitivinicol. Moldova va ieși cu primul vin produs cu utilizarea inteligenței artificiale de la strugure până la sticlă, sticla, ce este pe sticlă packaging în pachetarea ei. Dar și toată campania, inclusiv conținutul de comunicare, conținutul digital, este realizat cu utilizarea acestui nou tool, de fapt, care a devenit, a intrat în topul anului 2023, ca și va rămâne da, exact, în istorie această lansare de, de AI. Acel disruption. Este iarăși o, o, un proiect în care noi ne dedăm acestor idei creative, dar le implementăm foarte metodic, integrăm de exemplu, în acest caz avem uh, o utilizare a uh, IoT, a internetului lucrurilor, prin uh, amplasarea unor. Uh, senzor și uh, stații meteo în uh, 12 loturi demonstrative în toate regiunile vitivinicole care sunt conectate la un software, unde toate aceste date se procesează. Iată noi am luat 5 ani de date, ca să vă închipuiți, pentru 8 parametri, 5 ani în Asa. fiecare zi toate datele. Ele au fost încărcate în inteligența artificială care le-a studiat pe lângă okay. aceasta, ea a primit date despre regiunile vitivinicole, despre climă, despre tipologia soiurilor, despre... Deci a dat toate cunoștințele pe care le au și inginerii noștri din domeniul Da, eu i-am zis -am că noi l-am hrănit, l-am da. instruit oarecum. l educat, așa. <laughs> după, după care l-am întrebat, am zis, uh, uite, uite, care sunt uh, ultimele buletini de meteo când trebuie să culegem. Și asta a Diana, fost prima decizie. O să continuăm, o să întrerupem la o scurtă pauză publicitate da. și după aia povestim mai departe, că e foarte interesant. Prieteni, publicitate și revenim în curând. Prieteni, am revenit după scurta noastră pauză și continuăm discuția noastră cu, cu Diana Lazar despre inteligența artificială și primul vin Moldovenesc creat de această inteligență artificială. Ia, spuneai până la pauză că ați luat datele pe ultimii 5 ani despre podgorile noastre, despre ce se întâmplă pe ele, inclusiv sub aspect de influența climei. Ați introdus aceste date în sistemul inteligenței artificiale și l-ați rugat ce anume? Am rugat să ne spună care este data optimă pentru a începe recoltarea acestor struguri. Ok. De sigur. A spus și ce struguri trebuie să recoltați, Da, ce am spus. să fie. Da, neapărat am spus. Alb struguri, pentru că fiecare strugur are o fenologie diferită, are o, un nivel de coacere, deci trebuia să îi garcam, făceam aceste analize ale conținutului de zahăr, de glucoză în, în struguri. Deci s-a făcut aceasta această comunicare cu inteligența artificială, după care în procesul de fermentare am continuat acest uh, proces de comunicare cu el. De fapt, fiecare decizie fiind verificată și uh, condusă în, uh, în aceste protocoale cu AI uh, chiar ne-a oferit niște protocoale de lucru și de activitate și de -o ofer vreau să zic că, de, ce de pe măsură face? ce avansam, deci, prindeam și mai multă angrenaj în acest proiect pentru că l-am demarat ca un proiect pilot și am ajuns la filtrarea vinurilor după care am zis... Hai să facem un asamblaj pentru că brandul de țară și poziționarea vinului Moldovei este prin soiurile autohtone pe plan internațional, dar și prin această măiestrie a moldovenilor de a crea niște asamblaje, niște este o combinație de, mai multe de vinuri, da, vinuri, pentru așa. că vinurile noastre cele mai emblematice din Moldova, cele chiar sunt mai medaliate, sunt anume aceste vinuri de asamblaj. Și am zis: "Hai să facem niște vinuri de asamblaj." Desigur că nu era decizia mea, noi suntem o echipă întreagă cu vinificatori, cu cei din domeniul tech de la MediaCorp, cu artificial deja, după ce ați introdus da. Și am, fac, am creat și aceste cuveuri, aceste asamblaje. După care am zis trebuie să, Când să lansăm. Unde să lansăm? Se degustat, eu nu l-am degustat încă, vă okay. spun sincer, dar se degusta, degustează de colegii noștri, colegile noastre de la universitatea tehnică care lucrează în, în această secție de microvinificație unde de fapt s-a născut acest vin a primit foarte bine, așa am înțeles. Și după care am continuat cu marketingul. Deci am zis, până la urmă, paradigma care noi am vrut să demonstrăm și miza noastră a fost să vedem totuși, putem numai AI fără HI, fără Human Intelligence? sau nu putem una Tot fără o alta. combinație. No. Am continuat cu eticheta care a fost elaborată cu utilizarea instrumentelor de inteligență artificială. Dinumirea vinur, vinurilor deci Elysium se numește vinul alb și Rubrem IOM se numește denumirea. Deci, Fiuvie generate de, de AI, fără, AI intervenția fără, fără intervenție. Noi i-am dat okay. doar să citească despre istorie despre cucuteni, despre cultură, despre asta. După care am zis Hai să pornim și un landing page. Landing page-ul a creat tot inteligența artificială, okay. o pagină de internet. După care s-au creat. Unde găsim această pagină? Ea se va lansa acum. A, deci, urmează deci să fie lansat, da, o să o okay. vedeți, este aie.winofmoldova.com. Okay. Va ieși emisiunea, va fi și live, această, acest landing page. Și vreau să zic că aici, apogeul acestei, acestui periplu. Este că acum, pregătindu-ne pentru Provine, pentru lansarea internațională și pentru această campanie nouă, Unexpectedly Great Wine of Moldova, am primit un sfat, și în cazul ăsta nu de la AI, dar de la Agenția de Creație cu care lucrăm, a zis: Știți, există un tool de AI care creează, de fapt, persoane, meta-humans, deci meta-omi, oameni și noi am creat un meta-om care un, se virtual, ca și acest, cum. Okay. acest, proces și care de fapt nu este altceva decât un vinificator din zona inteligenței artificiale și care au primit și un nume foarte elocvent, se numește Chelaris, care vine de la Chelar sau omul care ținea, se ocupa de beciurile și de pivnița regală sau a voievozilor noștri în istorie. Deci totul se îmbracă frumos. Acum, un paharnic. Sau... Un paharnic. Acum rolul nostru este ca să să nu ne oprim aici, pe lângă faptul că ne dorim să continuăm această inovare sub aspectul utilizării tuturor tehnologiilor inovaționale, nu doar inteligența artificială, dar și internetul lucrurilor, dar și tehnologiile de date mari. Vorbim despre blockchain, vorbim despre roboți și așa mai departe, să le folosim în scopurile dezvoltării industriei vinului. Aceasta a fost misiunea noastră, de ce am făcut acest proiect. Vrem acest mesaj să-l audă partenerii noștri din afară. Vrem să-l audă lumea vinului și să ne perceapă anume așa, ca o industrie a vinului din Moldova, care este dinamică, care este uh, cu forward looking, dar care, sunt în vinuri, care este bine intenționată și care, de fapt, dacă spune, face. Pentru că noi am zis că îl facem la forumul Wine and Tech din iulie, și iată noi acum ieșim cu tema făcută și nu ieșim între noi. Mergem pe cea mai competitivă și cea mai da, mare E o practic publică care te obligă să Suntem dai credibili. și continuitate mai departe. Asta este Wine of Moldova. Acesta este generația nouă de vinificatori. Asta este filiera aceea despre care am zis noi că vrem să o transformăm. Ea de fapt deja este. Important este că acum să creăm un ecosistem și inclusiv pe intern statul, sectorul privat, într-un parteneriat public-privat, da? așa cum este în ONVV, dar și toți partenerii, mediul academic, să lucrăm împreună. Aceasta este, de fapt, probabil sarcina noastră de viitor. La asta ne propunem să lucrăm în continuare. Avem un program național pentru dezvoltarea industriei vitivinicului care stă în, în fază de așteptare și trebuie să fie aprobat ca o politică națională în domeniu. Avem un dialog constant cu... Mai ales când ne așteaptă și integrarea europeană. Exact. Și uh, și pentru că noi vorbim despre cât de buni suntem, cât de creativi, uh, cum industria vinului a știut să-și facă tema pe acasă. Nu a solicitat să vină cineva să-i facă lucrul său. A conștientizat că a fost dependentă de o piață. S-a transformat. Au existat practic foarte puține subvenții de stat și programe de finanțare și vedeam împreună uh, cu tine. De mult ce? au existat mult. foarte puține programe în general. În nu Natural de finanțare până timp. acum. Dar această industrie a investit deci peste 500 de milioane de dolari în tehnologii moderne, în a aduce deci, la un nivel de calitate produsul său. Acum avem un paradox oarecum, pentru că creștem la ce, deci, lucrăm la creșterea cererii pentru vinul moldovenesc, la imaginea lui. Noi trebuie să avem și o ofertă care să poată să răspundă acestei cereri. Noi nu spunem că ea este acum foarte mare, dar ea crește. În fiecare an noi vedem o creștere calitativă. În special am crescut practic piața Uniunii Europene pentru vinul reprezintă acum 56% din tot ce exportăm noi pe plan global. Ceea ce, de fapt, dacă ne uităm 10 ani în urmă, nu reprezenta nici 20% din exporturile noastre. Cele mai scumpe vinuri se duc anume pe piața Uniunii Europene, vorbim despre vinurile îmbuteleate. De aceea noi trebuie să avem un produs de calitate și acest paradox moldovenesc sau al vinului Moldovei ține de faptul că noi avem o sursă de, de materie primă care este învechită. De fapt, din aceste 116.000 de hectare pe care noi le evaluăm, la moment avem mai mult de jumătate care este deja ieșit din rod sau peste 25 de ani aceste plantații de viță de vie. Doar undeva o pătrime sunt vile care sunt până în, până în 20 de ani. Deci, putem ne dăm care au seama că aici este călcâiul lui Achille. Și am văzut anul trecut o, o creștere substanțială a subvenților, subvenților în agricultură, anume pentru plantarea podgorilor, destruguri pentru vinificație. Această, această tendință trebuie să se mențină și trebuie să continue. De acord. Știi ce am observat eu și ceea ce mă bucur pe mine este că tu vorbim despre marketing eu înțeleg că uh, schimbarea aceasta pe zona de vizibilitate ea va veni odată cu schimbarea generației. Și mă bucur să văd că avem deja a doua generație antreprenorială în cadrul firmelor cu istoric deja cele apărute în anii 90 da? sau începutul anilor 2000 a venit a doua generație de antreprenori, copiilor, fiii, fiicele, care se ocupă și care atrag o atenție deosebită marketingului, deja înțeleg altfel, utilizează tehnologiile, dar și uh, noile vinării care apar, mici vinării, fie de familie, la fel sunt fondate de tineri, sau descendenți din de cineva care a avut vii, dar poate nu a făcut vin, de exemplu, da? și au întregit pasiunea respectivă și vinul de casă devine vin deja, nu știu dacă pot să spun așa, industrial, da? dar devine o afacere și atunci eu mă gândesc că acum va veni și schimbarea aceasta de marketing pe care o căutăm noi că noi în primul rând am căutat profitabilitate, ca să peste tot în afaceri. Dar am uitat că înainte profitabilitate este credibilitate, dar înainte credibilitate este vizibilitate. Și atunci acum trebuie să ne ocupăm foarte bine de vizibilitate ca ea să ducă la o credibilitate mai mare și după aia la o profitabilitate mai mare. Îmi place cum le ai structurat, într adevăr foarte foarte țintit. Știi că gândim de mult la noi Gândim de astea. De mult la aceste subiecte și gândim foarte mult în același sens, anume de transformare, de niște procese durabile care se întâmplă. Deci, Știu vedeți... că asta înțeleg și ce care reprezintă a doua generație. Exact. În afaceri și nu doar în vinuri, mă refer. Deci, acum văd este... și în fructe, la fel, fructe proaspete. Așa este. În sectorilor... Se întâmplă peste tot. Noi vedem în sectoarele în care și eu direct lucrez, este foarte lesne deci, să lucrezi acum cu cu aceste, de fapt, sunt niște parteneriate familiare de multe ori, pentru că tatăl sau mama nu au ieșit din business. Afaceri de familie, care au ridicat, da. de exemplu, Polonia. S -s, să este, da? ei așa nu au să ieșit, ei nu au ieșit, ei nu s-au dat deoparte, dar vin cu know-how, cu reziliență, cu cunoaștere sistemică și aici vine noua generație cu dinamism, cu dorința de schimbare, cu dorința de a face lucrurile diferit și acest parteneriat, această simbioză, el se resimte și în cadrul Oficiului Național a Veșevinului, oarecum, această, acest război de idei. Da. Întinerește cumva întineriște și... și bă, vedem și în guvern o să, vedem că că, exact, în o să vedem Exact, să vedem schimbările. Mă bucur că vechea gardă are cumva încredere sau nu are de ales și leagă deja aceste competențe către noua generație. Noi am lăsat un pic domeniul turismului orfan ah. în discuția noastră. Hai să mergem și în direcția respectiv, că și acolo sunt lucruri interesante și frumoase și vinul e în mână în mână cumva cu turismul. Care sunt ultimele tendințe în domeniul turismului? Încotro se mișcă industria turismului în Republica Moldova către ce? Unde vezi tu? Care este viziunea pentru turismul nostru? Da, deci oarecum industria turismului și dezvoltarea ei în ultimii 10 ani, care... De fapt, pornise o dezvoltare foarte alertă, dar durabilă, încep între anii 2014, când Tratatul de Asociere Da, de când am primit regimul liberalizat de, libera de vize și străinii au putut să ne și până în 2019 mai ușor și avem am avut o creștere anuală, deci cumulată de creștere de un, aproximativ 16-18%, ceea ce a făcut că în 2019 fluxul de turiști din Republica Moldova, care a fost înregistrat, era cu 85% mai mult decât uh, baza de creștere din, din 2013. A, deci, uh, noi vorbeam cu businessul din turism, cu tur operatorii, cu pensiunile, ei vedeau această creștere, luau credite să cumpere auto, care noi, să investească în uh, facilitățile de ospitalitate și așa mai departe. După care a venit uh, COVID, după care doar ieșind din COVID și în primul an post-COVID, deja 2022, la nivel global, industria turismului s-a ridicat la uh, nivelul anului 2019. Iar în 2023 am văzut chiar o uh, supra-creștere uh, comparativ cu 2019, ce înseamnă că industria și-a revenit complet. Ori nu a fost cazul în Republica Moldova. Da, ne-a lovit în aici, și Ucraina aici, războiul. Așa cum este, cum este o industrie în care noi suntem conectați cu lumea, suntem, de fapt, conectați și cu regiunea, noi trebuie să ne ajustăm la această nouă tendință. De deci, ce undeva acele Porniri din strategia originală, începând cu 2015, când am pornit aceste proiecte de dezvoltare a turismului mai ample, acum s-au reprofilat. Și reprofilarea noastră este că noi, acum, pe un termen scurt, cât avem cu regret acest război nefans din Ucraina, noi ne vom concentra pe, pe termen scurt la consolidarea produsului turistic și creșterea unii, sau diversificarea unei oferte de experiențe turistice. Prin lucra, lucrul mai mult în regiuni, prin atragerea investițiilor, prin crearea de această infrastructură, inclusiv infrastructura generică, dar și infrastructura de ospitalitate, asta mă refer, pensiuni, locații unde se duc turiștii și așa mai departe. Doi, este să capitalizăm pe business leisure sau leisure, cum se numește, adică. Un turism de afaceri, de afaceri extins. Ne referim nu că, că vin oameni de afaceri, dar vin evident, la conferințe, evenimente, forumuri. Avem forum un influx de străini care vin prioritar pentru uh, scop de afaceri, afaceri în sens larg. Vin pentru lucru, dar exact, explorează, explorează vin pentru aici. domeniul politic, pentru întâlniri sau inclusiv care se, se um, rilefează pe, pe componentul de, de colaborare cu Ucraina dar ei venind aici oricum participă la consumul turistic. Exact. Ei își cheltuie salariile Ei stau aici, aici. în consumă în, capital. Deci scopul nostru împreună cu partenerii noștri este, și vorbim aici, misterul Culturii, Oficiul Național la Turismul Recent Creat, Antrim, Asociația Națională pentru Turism Receptor și Inter și business-ul propriu zis, este ca să îi aducem mai mult spre regiuni și să creăm acest influx sau acest trafic intern targetând, țintind deja turiștii, aceștia străini, vizitatorii străini care deja vin în Moldova. A, doi, a doilea obiectiv de termen, să zic așa scurt, iar sperăm noi că acest război se termină curând, este ca să Creiem și să continuăm să creștem această reputație internațională a Moldovei ca destinație turistică pentru a atrage turiști din componenta de turism de recreere sau leisure, cum se numește la să planul global, să distrize, adică pentru să a veni Astăzi. să exploreze. Și aici, chiar dacă avem această de, deci, situație de criză în regiune, am făcut anul trecut un un sondaj de opinie în, printre turiștii străini aflați în Republica Moldova și i-am întrebat dacă se simt în siguranță. Asta, am. Asta a fost o întrebare foarte esențială pentru noi, ca să știm, poate avem loc să comunicăm mai bine. Și, a, deci, peste 40%, 48% din acești respondenți au spus că ei se simt în siguranță și foarte în siguranță în Republica Moldova. Și foarte puțini, de fapt, au fost cei, bine, am vorbit despre până la 20% cei care au au spus că au avut anumite uh, îngrijorări dar de fapt, deci marea majoritatea acestora s-au simțit în siguranță. De deci, aceea înțelegem noi că trebuie să sporim acest, acest element de comunicare pe extern. Ne dorim să revitalizăm prezența noastră pentru că am făcut un lucru extraordinar până la pandemie pe zona de recunoaștere internațională. Am adus sute de vizite de presă în Moldova s-au publicat sute de articole. Am avut campanii digitale, am pomenit da, despre -a fiwaspețul a nostru, în topul nostru. destinațiilor care, care nu pentru sunt a fi vizitate. vizitate, atât da. de des, atunci, uite, ai libertatea a scris despre noi și Vogue a scris despre noi și deci National Geographic și Lonely Planet. Iată acum vrem să revitalizăm această comunicare, de ce am revenit la partea aceasta de comunicare internațională, chiar recent am încheiat o campanie în care am inclus Moldova în oferta Europei de Est ca parte din, de fapt, o campanie realizată de Comisia de Turism Europeană. Deci, aceasta a avut o, este deja o strategie, că noi nu ne prezentăm Moldova, vi doar în Moldova. Noi suntem component, parte componentă dintr-o ofertă regională și aici poate să vină și mai mult plus valoare la ceea ce oferim noi și să convingem mai lesne că atunci când un turist vine în România să-și ia 3-4 zile pentru Republica Moldova. Dacă el călătorește din partea transatlantică sau din Asia sau chiar din Europa, el poate veni în Republica Moldova ca niște pachete comune cu. Pentru o scurtă vizită da. pentru a se uh, Vreau să întreb un pic. Mergem la expoziții internaționale. Și uh, inițiativa de anul trecut, cred că oficiul turismului. Viticultura, vinificația au un oficiu, mai nou o să aibă și industria turismului sau lari deja, dar urmează să fie consolidată echipa acolo. Care sunt planurile pentru acest oficiu și care va fi contribuția lui la dezvoltarea sectorului turismului? Deci, noi am susținut această inițiativă, ce se va baza? care a venit, de fapt, de la Ministerul Culturii, autoritatea responsabilă pentru politici în domeniul turismului, de a crea o entitate pentru a se ocupa de turism. Spuneam că este foarte complex și trebuie să avem niște abordări sistemice. Oficiul Național al Turismului este creată ca o entitate care va implementa politici, care se va ocupa de marketingul destinației, adică marketingul țării, țări, adică managementul țara. destinației ca țară, dar și uh, lucruri cu regiunile, cu destinațiile regionale, uh, profilarea produsului turistic, deci uh, cât mai multe programe de asistență pentru a crea produse turistice, rute, itinerarii, experiențe, uh, deci parteneriate între diversi uh, pre prestatori de servicii. Noi am studiat foarte mult practica internațională. Chiar am făcut o carte albă pentru domeniul turismului în care am descris punele practici la nivel global. Și acestea arată foarte clar că în toate țările autoritatea care face politici, care controlează, este deoparte și există întotdeauna o entitate care de obicei se numește Tourism Board sau un board al turismului, un da, oficiu al turismului. Care se ocupă neapărat de domeniul de dezvoltare, adică de implementare de politici. Și atât aici a fost ideea de creare a ONT-ului, Oficiul Național al Turismului, care are un board, are un consiliu, de afaceri are în care este, este consiliu? reprezentat mediul de afaceri, în care este reprezentat mediul academic, în care sunt, desigur, reprezentanții statului, nu doar de la Ministerul Culturii, dar Ministerul Economiei. De la Ministerul Agriculturii, și avem și uh, reprezentarea partenerilor uh, de dezvoltare, pentru că fără aceștia ne vedem. Cât de mare este necesitatea pentru asistență tehnică, granturi, subvenții și așa mai departe în domeniul de turism. ONT-ul încă este în proces de stabilizare instituțională, de fortificare a cadrului instituțional, de formare a echipei. Este foarte important să fie o echipă care înțelege foarte bine marketingul internațional. Din nou, vorbim despre comunicare internațională, despre crearea imaginii de țară, dar în același timp să aibă o componentă de dezvoltare a afacerilor, de spirit antreprenorial, în care să ne Ducem de la uh, o lirică romantică despre de de turism să ne ducem în zona de business. Asta vreau să întreb. Dacă eu sunt un antreprenor sau un antreprenor și mă gândesc să deschid o afacere, fie în turism, fie în vinificație, oficiile mă pot ajuta să înțeleg mai bine care sunt oportunitățile și în ce merită să fac investiția și care sunt planurile? În primul rând, faptul că există aceste entități care cumulează datele din industrie, Așa, care acumulează informații, care sunt în, actorii, care sunt, setează, deci domeni, deci viziuni strategice pentru promovare, pieței, țintă, dezvoltare de produs, deja aceasta este una din prerechizitele pentru o decizie de a investi sau nu. Uh -huh. nu, e, nu există încă în profilul activităților acestor entități domeniul de asistare a investițiilor. În aceste industrii, pentru că ele se ocupă cu industriile per se, în integrum. Avem o agenție de investiții care este foarte bine intenționată în sensul de a fortifica această. această atribuție foarte specifică de a lucra cu investitorii este o. Trebuie să ai o competență și o expertiză specifică. Și, din nou, aici nu o să-mi dai voie să mint, dar noi vedem că avem această, acest interes. De la cine? Investitorii sunt oarecum similare în aceste două sectoare și eu cred că se referă și la alte domenii ale economiei. Timpul s-a scurs foarte repede, îți mulțumesc foarte mult pentru că ne oferi perspectiva ta asupra acestor două sectoare, pe și turism. Uh, vreau să întreb pe final care a fost uh, evenimentul care te-a marcat cel mai mult acum în ultimii 17 ani legat de turism sau de vinificație cu care e legi cea mai puternică emoție sau urmează să se întâmple, cum simți? Uh, au fost mai multe și eu mi-aduc aminte foarte bine momentul acela din decembrie 2013 când secretarul de stat de atunci al Statelor Unite John Kerry se afla în Moldova și a venit la Cricova unde noi am dezv dezvăluit lumii întregi în fața la CNN și toată da, presa. Și era pe, tribuna, la tribuna și pe acolo... tribună era Wine of Moldova care l-am lansat, iar aceasta probabil este până acum momentul cel mai marcant. Cu siguranță că ele vor fi mult mai multe încă în viitor. Am înțeles. Îți mulțumesc încă o dată. Și eu îți mulțumesc. Prieteni! Sper că ați găsit discuțiile și subiectele noastre interesante și utile. Dacă v-a plăcut această emisiune, vă îndemn să o recomandați mai departe către trei oameni care s-ar putea bucura de ea. Și dacă aveți idei, întrebări sau sugestii pentru subiectele viitoare ale emisiunii noastre sau vă doriți un anumit invitat, vă încurajez să ne scrieți pe canalele noastre de social media. În final, vă mulțumim pentru că ați petrecut timpul cu noi astăzi și ne revedem vinerea viitoare de la ora 22.00. Până atunci, să aveți mult succes și inspirație în activitățile și afacerile voastre. Thank <music> you.